Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine, ca de obicei, se află invitatul permanent, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi! Bine te-am găsit, Vali, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Da, discutăm și noi despre cele ce se întâmplă la București, în zona guvernului. Un prim titlu, Ludovic Orban recunoaște. Nu își poate impune noul guvern în Parlament fără voturile tuturor partidelor de la moțiune. Deci, guvernul PNL se naște destul de greu. Se naște greu și vreau să spun că e firesc. Nu știu dacă e firesc. E firesc prin ceea ce cer partenerii. Nici măcar nu sunt parteneri, prin ceea ce cer cei care au votat moțiunea. Da. Pentru că PNL-ul nu își poate impune guvernul decât cu toate voturile, așa cum spunea Ludovic Orban, decât cu toate voturile partidelor care au votat moțiunea. Da. Ce vedem la ora actuală? Vedem ce a apărut în spațiu public. Este imposibil ca Ludovic Orban să mulțumească toate părțile, pentru că USR-ul are niște cereri, ALDE are niște cereri care sunt exact opuse, spre exemplu, cu, da. Mă refer aici la legea aia, parcă cerea, sau nu, cu ALDE cerea să nu se desfințeze Sijul. Da, USR-ul cere să desfințeze. Exact, da. Așa, chestii genul ăsta, sau cursul compensatorul, parcă cerea cineva USR-ul și mi se pare că ALDE, aici nu mai știu dacă se opune sau nu. USR-ul iar cer niște chestii aberante în sensul cerea să fie rezolvate până la investitură. Cu alegerea în două tururi, bun, aici într-adevăr, legea la Senat a fost respinsă de către Senat, aici poate trece la Camera Deputaților dacă există voință politică, alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Mai cerea ceva cu introducerea nu avea o solicitare cu aia cu fără penale. Da. Da? Dar nu, aia nu ține de guvern. Public. Am zis, aia ține de Parlament. Da? Ludovic Orban spunea că guvernul interimar alocă bani pe ochi frumoși și fără niciun fel de analiză a necesităților reale și a priorităților. Da? Care a fost scopul moțiune. De a dărâma guvernul Dăncilă. Da? La ora actuală, m-am văzut că avem mai încolo și o declarație la Lucăi Turcan, da. La ora actuală, guvernul Dăncilă nu este dat jos. Guvernul Dăncilă este interimar. Interimar. Dacă cei care au votat moțiunea continuă să aibă aceeași poziție, inflexibilă unii, da. Da? Și riscurile sunt foarte mari pentru Ludovic Orban și pentru PNL, există riscul de a nu face guvernul, pentru că s-ar putea să nu treacă la vot, să nu deplinească cerințele tuturor. Și s-ar putea ca guvernul Dăncilă să rămână lejer până după alegerile parlamentare, nu știu exact care sunt alegerile prezidențiale, pardon, nu știu exact care sunt termenii, dar s-ar putea spre sfârșitul anului să ne prindă cu guvernul Dăncilă acolo. Da. Da? Cu prerogative reduse. Cu prerogative reduse. Asta e partea proastă pentru țară. Da. Pentru că nu poate face bugetul. Da. Bun sau rău. Și fără buget nu poate funcționa, țara. E exact. Exagerată puțin expresia, dar primăriile, instituțiile publice nu pot funcționa fără buget. Da. Bun. Să așa face cel din anul precedent, dar e o cârpeală asta. Da. Și atunci scopul tău e să dai jos guvernul Dăncilă, dar mai departe tu nu te-ai gândit la pasul 2. Da, și procedezi în așa fel încât lași guvernul Dăncilă la putere. Da, da. Da? De fapt, chiar și Ludovic Orban spune că cei care nu votează investirea guvernului vor fi vinovați de situația creată. Cine nu votează înseamnă că, de fapt, vrea să o țină pe Dăncilă la Palatul Victoria. Cine nu susține guvernul propus de noi, de fapt, o ține pe Viorica Dăncilă la Palatul Victoria și ajută PSD și ajută candidatul PSD. Deci, în momentul de față, ai votat moțiunea, trebuie să-ți asumi să mergi la guvernare. Da. Să mergi la guvernare sau să susții da. Guvernarea. O să vedem mai încolo care e singurul partid care mi se pare că are o poziție corectă alături de PNL, dar nu mi se pare normal, oameni, dacă ai votat, ai urmărit să dai jos guvernul Dăncilă, păi dă-l jos până la capăt. Da. Dar nu crezi cum face USR-ul, de fapt,
nu urmărește altceva decât alegerea anticipată. Da. Deci este clar, în momentul de față USR-ul asta dorește și iar spun că e firesc să-și dorească... Da, dar nu în februarie-martie, pentru că nu există... E firesc să-și dorească cât mai repede, da. Pentru că, vezi, liderii USR, care erau atât de sus, pe niște socluri atât de înalte, încep să desumfle și încep să coboare. Da. Avem afaceri cu statul descoperite acum, bani, da, milioane de euro în firmele care înființate de Dan Barna, un mecanism ciudat de înființare a unor firme. Da. Exact ce acuza Dan Barna și a câștigat, da, simpatia românilor sau a multor români prin faptul că i-a acuzat pe cei care fac afaceri cu statul, pe polcenii care fac afaceri, da, cu statul, constatăm că exact asta a făcut și el. Da. Și atunci USR-ul, părerea mea, cu fiecare zi care trece prin dezvăluirile care le apar, vedem că tot scade în ochii electoratului, da, ca imagine și... afaceri în regimul Dragnea. A, da, da, chiar afaceri, da, în regimul Dragnea, da? Da. Da. Asta e. Acum are decât să tragă, să se explice, să se exprime. Da, e ușor din opoziție să spun. E ușor din opoziție, dar știi cum, asta nu înțeleg. Măi, dacă tu te știi cu musca pe căciul, dacă tu știi că ai făcut niște lucruri, păi nu-i acuza pe cei care, da, fac lucrurile alea. Dacă au făcut legal și tu poate la fel. Legal, da, nu înseamnă că dacă faci afaceri cu statul, faci ceva ilegal. Legal, da. Dar poți face afaceri cu statul absolut legal. Da? Iar el spunea în principiu și mulți vorbesc lideri politici despre lucrul ăsta, afaceri cu statul, ca principiu. Că nu e normal, da, tu ca politician să ai afaceri cu statul. Perfect, da, de acord. Se presupun anumit, că ai anumite influențe. Da, ai anumite influențe, poți după aceea fi influențat în, da, luarea unor hotărâri. Da. Perfect, de acord. Dar dacă tu știi că ai făcut afaceri cu statul, nu arăta cu degetul spre cei care, da, au făcut astfel de afaceri. Cinstit. Cinstit, da? Da. Cinstit. Pornim, adică legal, pardon, nu. Nu, pornim la prezumția de nevinovăție. Dan, da, Barna vorbea înainte ca principiu. Da. Și acum constatăm cu stupoare că el are afaceri și vorba, bata, ai precizat clar, încă de pe vremea când Liviu Dragnea era prim-ministru, am zis. Da, era, mă rog, prim-ministru din umbră, da? Din umbră, da. Da, trecem la subiectul numărul 2, pentru că ai atins și chestiunea cu bugetul. Iată o declarație a doamnei premier Dăncilă, care anunță blocaj total în privința bugetului. Klaus Iohannis poate fi mulțumit. A aruncat România în aer. Da, e un punct de vedere și asta, exact ce spuneam adineauri. Acum, în momentul de față e un blocaj. Acum, că nu s-au gândit la pașii care urmează după moțiune, da, n-au anticipat. Bun, dăm jos guvernul, vedem ce facem. Că erau extrem de încrezători că toți care vor vota moțiunea vor rămâne într-o echipă, într-o, da, coaliție ad hoc sau de conjunctură, tocmai pentru a merge seara mai departe. Așa s-au gândit liberale, așa s-a gândit Klaus Iohannis. Nu și-au pus problema că după ce o să cadă guvernul Dăncilă, o să apară fiecare cu diverse solicitări și s-ar putea să nu treacă guvernul. Da. În condițiile în care Victor Ponta a anunțat înainte de moțiune că nu votează nu susține un guvern Ludovic Orban. Adică orice guvern PNL, dar fără Ludovic Primul. Da, deci erau niște... Da. Și atunci... Erau semnale. Totuși. Erau semnale, dar probabil, da, dorința de a scăpa de guvernul Dăncilă, care, bun, dorința justificată. Dar acum suntem în situația... Ce spunea doamna Dăncilă? Bun, că România... Klaus Iohannis a aruncat România în aer. Așa cum a ieșit public și a declarat că această moțiune trebuie să treacă, guvernul trebuie demis, cred că este datoria dânsului să găsească și soluții. Este foarte ușor să dai ceva la o parte și să pui nimic în loc. Vedem că 6 formațiuni politice în frunte cu președintele României, cel care ar trebui să fie un mediator, un facilitator de consens, s-au chinuit și au dat acest guvern jos. Da? Au dat acest guvern jos și acum nu au ce pune în loc. Da, din păcate. Și cum spuneam, situația e gravă pentru țară, pentru că este un guvern care nu are puteri limitate constituționale, atribuțiile sunt limitate, nu poate să facă bugetul bun sau rău, da, și nu știu cine vine în loc. Știi? Aleșii locali, aleșii județeni au trăit un experiment de scurtă durată anul acesta, da? La urmă au fost de scurtă durată, în aprilie au fost. Da, în aprilie, da, bugetul. La sfârșitul lunii aprilie au fost votate în consiliile locale, în teritoriu. Și au fost greutăți la plata constructorilor, plata pentru servicii și așa mai departe. Asta nu înțeleg mult. Deci instituțiile publice, primărie, pot funcționa
cu bugetul de anul trecut, există niște condiții, da. Dar sunt sume care nu pot fi plătite la diversi beneficiari. Da, așa ce mă refer, diversi beneficiari. Nici nu poți diversi, face o strategie, da? Da. Sume de care, dezvoltare. Firme care au lucrat, spre exemplu, construit așa mai departe și nu pot fi plătit că nu au bani. Nu au bani, nu sunt bani la buget, nu sunt bani la bugetele primăriei sau nu li se permite alocarea tocmai pentru că nu a fost stabilit buget. Da. Și atunci se întâmplă blocajul ăsta. Nu dai bani la firmele respective, firmele respective nu au bani, poate să plătească salariile. Bun, unele mai mari au rezerve, dar altele mai mici sau medii, spre exemplu, nu au bani să plătească salarii și începe nebunia, să rostogolește așa, știi, încep datorii la asta, se adună și după aceea te întreb de ce situația economică era în țară. Pentru că bugetul și de ce ăsta, revine PSD-ul la putere. Da, bugetul ăsta adoptat la timp are rostul lui într-o funcționare a unei țări. Da. Cei care vor să preia puterea, da, să ajungă la guvernare, vorbesc apăsat. Unii dintre ei, alții acceptă ideea alegerilor anticipate. Nu sunt de acord ei cu perioada. Februarie-martie unii, alții să fie, de exemplu, cum a zis domnul Ponta, nu putem organiza alegerile anticipate decât în aceea zi cu alegerile locale și la revedere. A explicat el constituțional cum sunt lucrurile astea. Dar, iată, doamna Dăncilă aruncă mânușa. Noi suntem pregătiți să mergem și în anticipat. Bun, ce putea spune doamna Dăncilă? Că nu e pregătit? Evident că PSD-ul e pregătit. Orice partid poate... Nu ne mai amenințați. Poate orice partid e pregătit să meargă în anticipate. Dar una înseamnă să fii pregătit, alta înseamnă să-ți dorește. Da. E clar că PSD-ul nu-și dorește să anticipate. Și am explicat de ce, oricine știe, cu fiecare zi care trece, PSD-ul câștigă ca și imagine. Da. Pentru că acum, ce se întâmplă? Prinde bujori, nu? Prinde bujori, da. Toată nebunia asta cu pozițiile, solicitările opuse ale partidelor care au votat moțiunea, se răsfrânge negativ asupra singurului partid, de fapt nu singurului, dar mă rog, partidului principal care a inițiat și care vrea să facă ceva în țară, mă refer la PNL, da? Dar PNL-ul e văzut ca un partid cu un lider care nu e în stare să negocieze, nu e în stare să coaguleze. Da? Și atunci am mult spun, bă, da, nu sunt în stare să fac un guvern, cum o să fi în stare să conducă țara. Toate elementele astea profită cum vor munci ei, dacă de pe acum nu se profită PSD-ul, da? USR-ul încearcă să profite, dar, să vedem și mai încolo, oamenii nu sunt așa de proști. Da? Evident că USR-ul e partidul care își dorește cel mai mult alegeri anticipate. Nu zic că și PNL-ul cred că își dorește alegeri anticipate, dar PNL-ul, spre deosebire de USR, are responsabilitatea, e un partid responsabil și dorește să, hai zic, salveze țara, așa cum spunea și USR-ul, hai să facem, salvăm țara, dar o salvăm când vrem noi, cam așa spune USR-ul, nu acum, că acum las-o salveze alții, noi o salvăm mai încolo, să nu ne compromite. PSD-ul e pregătit pentru anticipate, dar clar că nu-și dorește. Doamna Dăncilă, ce putea spune... Chiar dacă suntem pregătiți, dar nu-i dorim, nu. Da, chiar dacă a rămas cu mai puține butoane, da? Tot la guvernare are influență, nu? Are influență, dar repet, nu o să fie anticipat, adică... Combine situația, adică până la... Da, ca să fie anticipat, iar trebuie să votezi în Parlament, da? Adică să votezi, să pici un guvern de 2 ore. Da. S-ar putea guvernul Orban să pice primata, da? Deși nu-mi doresc, da? A doua oară o să voteze PSD-ul. PSD-ul. Să voteze PSD-ul, PNL-ul e suficient să fie o majoritate covârșitoare. Da? Da. Se reface USL-ul. Nu neapărat să refacă, dar votează să treacă guvernul, ca să nu fie anticipat. Da. Trecem la un alt titlu. Raluca Turcan pune presiune pe cei care au votat moțiunea. Nu cred că un vot și o semnătură pot fi negate. Face și ea un apel către cei care au susținut. Da, nu pot fi negate, dar am văzut că un vot și o semnătură au fost negate în câteva... Bine, doamna Turcan spune că în 2 săptămâni sau cât o zis, doar 2 săptămâni. Au fost negate cei care au semnat la un moment dat, s-au întors, s-au răzgândit, au fost răzgândiți. N-are altceva de făcut doamna Turcan, decât să pună presiune. Și presiune publică, pentru că aici, repet, totul se joacă electoral în fața publicului.
Da? Și dacă nu arăți cu degetul că noi vrem PNL-ul, dar uite, ăia nu vor. Ei sunt cei care să opun, care vor, cum spunea și Ludovic Orban, vor să rămână Viorica Dăncilă la guvernare. Da? Depind. E foarte important, părerea mea, în momentul de față, tot ceea ce se întâmplă și cum se poziționează și cum apare fiecare actor pe scena politică și transmite mesajul mai departe. Pentru că asta poate să urce PNL un sondaj sau măcar să nu scadă și la fel de bine PNL-ul la ora actuală să luptă cu USR-ul. USR-ul e cel mai mare, nu dușman, da? Concurent, contracandidat, ăsta e, deci USR-ul, nu PSD-ul. PSD-ul are voturile lui, PNL-ul se luptă cu USR-ul, ei sunt pe aceeași, în aceeași zonă, să spunem, da? Și atunci, lupta între declarații nu se atacă, vezi că nu se atacă unul pe altul, da? Dar trebuie să transmis astfel de mesaje. Dom'le, ai semnat, nu vrei la guvernare, înseamnă că vrei pe Dăncilă în continuare, da? Nu vrei, nu la guvernare, nu vrei să susții guvernul pentru care ți-ai asumat o moțiune, ai semnat, așa? Înseamnă că adevărul nu dorești binele țări. Dacă ei nu doresc, nu ai cu cine ce negocia, în fond și la urma lui. Dacă ei și-au propus să nu accepte guvernarea, decât, eu știu, cel mult o susținere din Parlament. Păi da, corect. Da. Păi asta dar spunea... Și, nu, hai să ne gândim. Vale, au fost 200... Și această susținere o condiționează. Au fost 238 de voturi. Da? Tu ai nevoie de toate astea. Da. Bun, ar mai fi o marjă, mai sunt la minorități, au votat 2 sau 3 de la minorități, parcă, nu? Ar mai fi o marjă care să te joci. Da, dacă nu votează USR-ul, dacă nu votează ALDE, dacă nu votează PMP-ul... Hai, PMP-ul... Nu, PMP-ul asta o să vorbim mai încolo. PMP-ul e singurul partid care are o poziție corectă și asta s-ar putea... Dai, sărim acum la asta, că tot se leagă și păcat. Și datorită... zic, experienții politice a lui Traian Băsescu. Da. Traian Băsescu a spus foarte clar, dacă vom fi chemați la guvernare, intrăm. Dacă nu, vă susține guvernul liberal în orice condiție. Ne simțim responsabili de faptul că am participat la căderea unui guvern fără a participa la punerea unui alt guvern. Eu cred că un guvern cu minimă capacitate de a face niște pași înainte în rezolvarea problemelor țării este un guvern în care toți cei care au participat la moțiunea de cenzură să intre în guvernare pentru că au și o obligație morală. PMP-ul poate să nu fie în guvern, dacă asta ne liniștește pe Hunor sau pe Tăriceanu, îmi dau seama că la vârsta lui a ajuns la neliniș de genul ăsta, domnul Tăriceanu. Dacă de asta se împiedică domnul Tăriceanu și Hunor și Ponta, foarte bine. PMP-ul susține guvernul până la alegerile viitoare cu 18 voturi câte are el. Traian Băsescu consideră că PMP are obligația morală de a intra la guvernare, având în vedere că a contribuit la căderea guvernului. Dacă vom fi chemați, adică la guvernare, dacă vom fi chemați, dacă nu, vom susține guvernul liberal în orice condiții. Deci, probabil, experiența politică a lui Traian Băsescu face să l-a determinat să facă astfel de afirmații. Bun, a zis că a vorbit cu președintele partidului. Dacă tot am pornit acest drum, ar trebui să... Dar e firesc, ai obligația morală. Da. Ai dat jos un guvern, ai obligația morală de a pune altceva în loc. Da. În orice condiție. Da. Bun, în orice condiții, să zic, rezonabile. Da. PMP-ul spune că dacă vrem la guvernare, dacă suntem invitați la guvernare, cu dragă inimă participăm. Dacă nu suntem invitați, susținem guvernul. Din banca, din Parlament? Da, susținem. Pentru că avem invitația, obligația morală. Asta e atitudinea pe care trebuie să aibă și USR-ul, și ALDE, mă rog, ALDE, ce mai este din ALDE, și ALDE, și UDMR-ul, și Pro-România. Pro-România, da? Adică dărâm ceva, distrug ceva, hai să pui altceva în loc. Da? Pentru că în ideea asta ai dărâmat. Da? Păi în ideea asta ai dărâmat, de a pune altceva în loc. Dacă tu nu pui în loc, ce faci? Da. Luăm, doamnelor și domnilor, prima pauză de publicitate. Revenim imediat.